în comparație cu celelalte partide care, având la dispoziție sume de bani enorme, să zicem că intră mai ușor la sufletul romilor noștri. Și cumpără mai ușor. Exact. Iată, stimațele spectatori, revin din nou la Paul. Paul este absolvent de o facultate de asistență socială. Am fi dorit să-l avem expert pentru romi în primăria din Lechința, pentru că, să știți, contează foarte mult să ai un tânăr cu studii superioare care să știe să scrie și un proiect. Ce s-a întâmplat, practic, de dumneavoastră? N-ați fost cel care trebuia să fie expert pentru romi în primăria Lechința, vă rog. Deci, în primul rând, cred că sunt supărat din cauza că, nu știu, implementarea acestui proiect a fost făcut de romi și atunci ce cauze a dat ultimul și ultimul la cot și ultimul care a avut ultimul cuvânt de spus a fost al unui alt cetățean de naționalitate română. Pentru că cred că trebuia să-i dai ultimul cuvânt tot la unul din ea noastră. Și nu a fost de acord domnul primar. Deci de asta a fost răspunsul. Nu, a spus că nu poate fi de acord. Motivul? Pentru că au fost mai multe motive, dar a fost promis postul la o altă persoană care nu avea studiile necesare și atunci nu s-a putut să-i dea lui postul. Nu, a spus că nu vor avea nevoie de expert local pe comuna Lechința. Deci nu vor avea... locul de expert local îl va mai lua că secretarul de la primărie, în caz că sunt probleme cu romi. Ama, aș vrea să-mi spuneți, dumneavoastră, știu că a fost selectată altă comună. Acum, dumneavoastră, sunteți tineri și iată, sunt în mijlocul dumneavoastră. Care este părerea dumneavoastră? Considerați că așa trebuie să se abordeze problemele de acum încolo? Sau va trebui să se țină cont de ceea ce spune comunitatea de romi, de ceea ce vor cei care reprezintă romii? Care este părerea dumneavoastră, stimate romi? Consider că ar trebui să țină cont de părerea comunității rome. În primul rând, autoritățile locale, cât și cele județene, ar trebui să țină cont de părerea lor. Și ar trebui să fii de acord cu ceea ce se discută în atât în partea romilor, cât și în asociația tinerilor de organizație a tinerilor romilor. Este necesară colaborarea între atât între primurile comunilor locale, cât și a județului. Și este foarte importantă colaborarea între noi. Deci este importantă, dumneavoastră spuneți că ar trebui înțelegere și colaborare din partea instituțiilor statului și din partea instituțiilor, practic, locale. Iată, mă întreb către doamna profesor, dumneavoastră predați limba româniei, este un curs opțional. Știm că unii copii vin să învețe limba româniei, alții nu vor. De ce credeți? Copiii de etnie romă nu vreau să învețe limba româniei. Există ceva, există cineva care le spune ca să nu vină, că n-ar fi bine? Care este problema? Problema este din cauza părinților. Sunt influențați de cei părinți. Din cauza părinților. Și părinții sunt vorbitori de limba româniei. Da. Practic, în casă se vorbește limba româniei. De ce n-ar accepta să învețe această limbă? Pentru că este limba care, practic, ne reprezintă. De ce credeți că toată lumea fuge de această limbă? Și, în general, nu se recunosc. Trebuie să recunoaștem că sunt foarte mulți romi care, când au ieșit din localitate, nu mai spun că sunt romi. De ce credeți? Sunt destine. Din cauza discriminării. Stimați tineri, iată, dumneavoastră v-ați implicat în mișcarea romilor. Vreți să faceți ceva pentru ei? Cum gândiți dumneavoastră că vă veți face cunoscuți de către aceștia în comunitatea dumneavoastră? Să începem cu domnul Paul. Deci, cred că ar trebui prin demararea unui proiect și mie mi-ar fi mult mai simplu din comuna din care provin, pentru că și domnul Ovidiu și domnișoara Andreea tot din aceeași comună provin și cred că aș avea mult ajutor din partea lor. Deci prin demararea unui proiect pe această comună și cred că ar fi suficient pentru a
a vă recunoaște că ați făcut ceva pentru comunitatea dumneavoastră. Acum să revenim la problema care dumneavoastră o considerați cea mai gravă. Dumneavoastră veniți din Lechința. Care considerați că ar fi cea mai gravă problemă a comunității dumneavoastră la ora actuală? Cred că problema pe educație. Deci ați avea nevoie acolo să faceți un program, un proiect pe educație, dar care să susțină elevii începând din clasa a întâia. Sau vreți să o faceți pe un învățământ gimnazial sau liceal? Care este părerea noastră? Chiar deci începând cu din clasa întâia. Bun. Și iată, prin mediatizarea locurilor speciale sunt și elevi care cum termină a 8-a vreau să meargă mai departe la un liceu sau termină liceu și vreau să meargă mai departe la o facultate și prin mediatizarea locurilor aceste speciale pentru ei la un liceu sau la o facultate. Deci asta vreți dumneavoastră să faceți. Iată, mergem și la celălalt băiat, la domnul Ovidiu. Dumneavoastră, iată, și facultatea care o aveți de altfel este cu specific de tradiții, de obiceiuri. Cum considerați dumneavoastră că v-ați putea face remarcat, nu numai în comunitatea dumneavoastră, dar și la nivel de județ, pentru că, har Domnului, sunt copii de etnie romă foarte talentați, care, din păcate, sunt unde sunt și nu-i cunoaște nimeni. Da, într-adevăr, mă bazez tot pe tradiție. M-aș putea face remarcat, dar nu că nu aș fi acum remarcat. Suntem remarcați deoarece avem o formație de dansuri, atât în județ de remarcat, cât și în comună. Sunt împreună cu domnișoara profesoară care și ea e în trupa de dansuri, am implementat și chiar am făcut și o trupă de teatru. Sperăm să demarăm un proiect în vara asta sau în viitor apropiat pentru formația asta de dansuri. Vrem să o facem mai complexă, eventual, dacă am putea și am avea sprijinul din partea autorităților, am vrea să ne axăm pe un ansamblu cu instrumente, cu... Deci aș vrea să faceți o formație de cântece și dansuri țigănești, care să aibă și instrumente. Orchestre, da. Orchestre. Da, pe asta ne bazăm. Și eu cred că prin asta m-aș putea face remarcat atât în comună cât și în județ. Consider eu. Pe lângă faptul că o să-l ajungi pe colegul meu, cum a spus și el, la demararea tuturor proiectelor care vor fi pe comuna noastră și sperăm să fie bine. Oricum nu suntem remarcați la noi în comună, chiar dacă... Ne sunteți cunoscuți. Da. Bun. Iată, stimațele spectatori, avem și pe domnișoara Adriana. Vreau să te întreb, tu acum vei termina o facultate. Când vei termina facultatea, te vei întoarce să lucrezi în județul nostru sau vei pleca în altă parte? Care este părerea ta? Ce ar trebui să faci tu, practic? Pentru că dacă te implici în mișcarea romilor, oricum vei fi într-o oarecare măsură legată de ei. Da, după ce...